Bună dimineața și bine v-am găsit. Da, nu schimbați canalul, nu schimbați postul. Sunteți aici pe YouTube-ul lui Nicu Bendea, unde ne apropiem de 6.000 de subscriberi. Vă mulțumesc foarte mult. Dați în continuare share, anunțați lumea să intre aici pe canal, că aici se discută chestii serioase. Unde mai pui că în secțiunea de comentarii ducem videoul mai departe. Într-o zonă scrisă, dar tot într-o zonă a minții, a spiritului, a bunului gust și a... Vai ce păram, vai ce păram, vai ce păram. Doi frizeri oficiali și unul acasă și eu apăr cu părul ăsta. Și aici cărunt, și aici rar, și aici soluții, dați-mi soluții ca să-mi întinerească măcar părul. Problema e de la rădăcină, știu eu. Cum e vorba? Părul deștept părăsește capul prost. Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea de la America, prietenii mei vechi, Cristinela și Ovidiu, mulțumesc frumos. Luăm o gură, poate înțelepciunea bufniței ne va ajuta în dialogul de astăzi. Cafea avem, timp avem, cu banii nu prea stăm noi grozav. Ci că un român, sau mă rog, românii în general, au cheltuieli mai mari față de salariu mediu cu 400 de lei pe lună. Deci salariu minim net e de vreo 1800 de lei, dar un român mai îi pune încă 400 de lei din buzunarul lui ca să se descurce cu cheltuielile, cu coșul zilnic. Vedeți? Se vede, da? Se vede și aici că e valabilă vorba aia bătrânească. Ce face românul când n-are lei? Schimbă 100 de euro. Cam cu atâta te descurci pe lună, cu salariu minim net plus 100 de euro. Dar unde mai pui că o treime din banii ăștia merg pe mâncare? Ei, că dacă n-ar fi porcul, ce bine am duce-o. Dacă am mâncat și noi numai verdețuri, numai bine, nu în mijlocul iernii să mănânci ridichi, roșii și așa. Dacă mânca niște chestiuni mai ușoare și nu știu cum să zic, că poate nu s-ar duce atâția bani, dar ai nevoie, domnule, ai nevoie de o ceafă, ai nevoie de un grătar, ai nevoie de o sarmă. Vedeți, e 7 aprilie, acoperișurile sunt ninse. Mi-am luat și eu pufoica, mi-am luat vesta cumpărată de soacră, nu se poate, domnule. Apriliș, da, e frig, e urât, e vreme de tot... Da, și de aia zic că românii au nevoie de un supliment de 100 de euro. Oare nu ne poate da de la stat? Că domnul Klaus Iohannis așa a zis, mai în vară, că a luat 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Știți că i-a dat Cioloș două sacoșe de rafie ca să aducă toți banii. Nu se poate implica statul să ne mai dea 100 de euro. Nu ne-am descurcat, e drept, mă, dar banii ăștia... Vorba lui tata, când primești bani, să ții mâna așa, strânsă, să nu ții degetele desfăcute, că se duc banii printre degete. Dar ce numai noi cheltuim, oamenii de rând? Și Mozart se spune că își băga toți banii la păcănele, de-aia au murit falit și lor îngropat de nu se mai știe unde. Mozart băga la păcănele. Acum nu le vinuiesc, el era obișnuit cu pianul și ca să fie în continuu antrenament, mai băga și la păcănele. Atunci ce să mai zici de Viorel Liszt? Săracul poate să apucă și el să compune o simfonie, ceva, dacă nu-i mai merge la păcănele. Să avem cheltuieli, domnule. Pe final de lună e 1 mai, pe final de aprilie vine 1 mai, deodată cu Paștele. No, alți bani, altă distracție. Ci că numai 1500 de lei te costă sejurul de 1 mai și de Paște într-un apartament dintr-un hotel de al Simonei Halep pe marginea mării, la Mamaia. 1500 de lei. Și mai pui 100 de euro ca să-ți iei ceva de mâncare, să mai faci o plimbare, să-ți mai iei una alta. Simona Halep, ce-o zis? Am făcut din tenis vreo 30-40 de milioane de euro, acum investesc în imobiliare. Și așa e tot accidentată. O pus pe pagina ei de Facebook, are 1.800.000 de urmăritori, o pus pe pagina de Facebook că are de închiriat apartamente pentru 1 mai. Bă, când nu mai merge cu racheta, treci la Mistrie. Treci la Mistrie și de acolo iese ceva. Iese ceva. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc pentru cafea. Construcții. Se pricepe Simona la construcții. Păi, i-o fi dat și de demanul ceva marfă mai ieftină, că doar o făcut reclame. Uite că în România construcțiile sunt floare. Economia e la pământ,
moralul la pământ, Horeca e sub pământ, dar construcțiile merg. Să veniți numai în Cluj-Napoca, să vedeți ciupercile fix-pix cum ies de sub ploaie. Să vedeți cum ies aici blocuri de câte 10 etaje, că nu ne mai pace de alea 4 etaje plus mansarde. Nu, nu, de la 10 în sus vorbim. Așa ne uităm noi, ardelenii de la etajul 10, să vedem ce se întâmplă sub noi. Da. Păi dacă premierul vietnamez, fiți atenți, dacă premierul vietnamez a terminat construcțiile în România, vă dați seama ce școală de construcție avem? Aș fi zis că idealul lui sau visul lui, după ce își preia mandatul și după ce... Asta e salvare sau pompieri? Niciodată nu poți să știi în Cluj-Napoca ce se întâmplă și ce vine spre tine, ce fel de mașină, dar cu girofarta. Poate fi ceva colonă oficială, habar n-am. Primește ceva delegație străină, domnul Boc, în fine. Deci premierul vietnamez cu emoție a zis, zice, în mandatul meu sper ca Vietnamul să arate precum cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca. Deci omul se apucă de construcții, se apucă de... Dacă a făcut școala în România, se și pricepe. Am ajuns să exportăm experți peste tot. Premierul Vietnamului a terminat construcțiile în România. Când a văzut haosul imobiliar, zice, hai înapoi în Vietnam, că aici măcar mai un pic de pădure, mai un pic de teren, să vedem ce putem construi. Sper că a rămas în bune relații cu ceva samsar imobiliar din România și va dezvolta ceva complex rezidențial de-a lungul și de-a latul Vietnamului. Da, așa e cu sportul. Deci Simona Halep ce-a zis? Dacă nu mai merge cu racheta, luăm Mistria și facem ceva. Ieri mă uitam la haltere, s-o ca mare fană la haltere să uite, dar așa e concentrată și hai mă, hai, să uite așa cum arată sportivul se europenele de haltere la Moscova. Să uite așa la fața lui și în funcție de cum îi place sau cum nu îi place, îl susține. Hai, atât o striga la unul de era să-și scape haltera pe degetul mic de la picior. Hai! Când vede că nu prea ridică bine la stilul smult, zice, pune-o jos. Mă, și așa se întâmplă. O scapă. Dar o veste bună sau o știre pozitivă, Monica Cengheri din Bistrița a luat 3 medalii de aur la europenele astea de haltere, categoria feminin. Monica Cengheri, să nu uităm acest nume, din Bistrița. O fată săracă, o fată amărâtă, antrenorul zice, o vedeam cerșind, îi dădeam 5 lei să vină să se antreneze la sală. Și cu ambiție, uite, a ajuns prima în Europa la toate cele 3 categoriile. Încă prin sport se poate face performanță. Încă prin sport mai poți să îți antrenezi și fizicul și spiritul. Sportul, dacă e făcut bine și dacă e îndrumat de un antrenor competent, acest sport te poate duce pe culmile dezvoltării. Poate că în nicio altă meserie nu o să ai explozia sau cum să zic, satisfacția faptului că ai făcut ceva în folosul tău. Și uite, fata asta care stătea pe zebră și cerșea bani mărunți pentru ea și pentru familie, au ajuns ca în urma premiilor luate să primească, urmează să primească de-a lungul vieții, o rentă viageră de 1000 de euro pe lună. Vorba sloganului ăluia, impossible is nothing. Mă rog, și la haltere mi se pare un sport guralive, sunt lifric și la păsărici. Păsăricile de păturzi au venit aici să se încălzească pentru că în atmosfera pe care o creăm noi vorbind aici, se regăsesc și ele. Totuși e sport greu, halterele astea. Nu cred că nu rămâi cu ceva traume pe aici pe la coloană după atâția ani de ridicat tone. Dar să nu uităm că astăzi este Ziua Mondială a Sănătății. Așadar, eu vă doresc sănătatea, să mai mergem pe la câte o analiză, pe la câte un control. Vedem noi ceva, până la urmă îndreptăm în viețile noastre. Trebuie să ducem un stil de viață sănătos. Adică să mâncăm sănătos, să bem sănătos și aici pe canal să râdem sănătos. Canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Un izvor de sănătate mentală. Și mentală pe undeva. Miercuri, mijlocul săptămânii, ziua cea mai productivă. Vă las să vă faceți, cum ar fi zis Neanelul Iliescu, meandrele concretului. Și mâine, joi, de la ora 10, ne vedem tot aici pe canal. Vă aștept la comentarii. Share, subscribe, porniți clopoțelul. Le știți voi pe toate astea, dar îmi place să vi le reamintesc.
că apucați în iureșul cotidian, mai uităm lucrurile astea esențiale legate de YouTube. Scuze de deranj, scuze pentru reținere, o zi plină de sănătate, cum ar zice Neti Sandu. Servus la toată lumea!